Hai! În toate maternitățile ieșene au început să se nască niște copii fără buric. Să vedem dacă oamenii știu care ar fi cauza. Showtime! În maternitățile ieșene au început să apară foarte multe cazuri de copii care se nasc fără buric. Este culpa medicală sau din cauza radiațiilor? Păi cred că este din cauza radiațiilor, sincer. De ce crezi tu asta? Păi efectele radiațiilor nu tind să cunosc. Nu neapărat chiar atunci când naști, de exemplu, poate ai repus și încăpat sau știu. Din cauza asta, cred. Ce părere ai tu despre acești copii fără buric? Se vor integra în societate? Da, bineînțeles. Sunt cazuri și mai grave în care au reușit să se integreze în societate. Bănuim totuși că ar fi radiațiile care au fost atâția ani în urmă. Dumneavoastră sunteți medic sau asistent medical? Nu, sunt chiar infirmieră, dar lucrez de vreo 30 ceva de ani în chirurgie. A, deci mai știți așa? Cam... Da, adică am văzut, nu pot să știu așa de bine. Showtime! Se nasc 2-3 bebeluși fără buric. Care credeți că ar fi cauza? Doamna poate știe că ea și poți să... Nu știm care este situația deodată așa ea. De la radiații, de la ce? Depinde, așa poate și de la mami, poate că... Mamele au buric, numai bebelușii nu au buric. Da, bineînțeles de asta, dar poate undeva le afectează tutunul, cafeaua. Se întâmplă multe probleme de la astea. Noi n-am avut niciodată, avem 6, dar nu. Aveți buric, aveți, nu? Da, dar bineînțeles. Care-i tare buricul atunci să faci toate răutățile, nu? Cred că așa e. Pentru că la mine sunt mai la unul care, cum să vă spun eu, când era mic, i-am pus un bănuț, că așa bătrân mi-a explicat că nu l-o tăia bine și i-am pus bănuț. Bănuț de aur? Nu, de... De aluminiu, cum era pe timpul, 5.000... 5 lei? Da, 5 lei, da. S-a și din cauza radiației. Toți au evitat atâtea probleme, doar știți, de-a lungul timpului. Dumneavoastră aveți buric, aveți? Da, sigur că da. Sărbună, în maternitățile din Iași s-au semnalat cazuri de bebeluși fără buric. Credeți că este culpa medicală sau radiațiile sunt de vină? Nu știu, probabil radiațiile, știu. Nu știu. Cred că vina radiațiilor, în niciun caz. Păi ce treabă au medicii? Doar în cazul în care, într-adevăr, există ecografia și se poate spune mamei că există problema asta. Ce te? Eu sunt studentă. A ce? Comunicare și relații publice. Showtime! Salut, bună dimineața, băieți! În maternitățile din Iași au apărut din ce în ce mai multe cazuri de bebeluși fără buric. Este o culpă medicală sau e vina radiațiilor? E vina ziarului, că încercăm să copiem modelul manechinului și poate ajungi bebeluși fără burica fata aia de nu știu cum o cheamă. Exact. Sigur, sigur. Nu știm care este cauza copilor fără buric. Depinde, numai în sala de noastră ce se poate întâmpla așa. Noi din generația așa nu știm din afară ce se poate întâmpla, da, bineînțeles, în sală, pur și simplu, sau de operație la cezăreană, sau așa, ea noi nu știm, depinde. Da, nu știu care este cauza copiilor fără buric. Nu știu care este cauza copiilor fără buric, dar eu tot cred că doctorii sunt. Doctorii sunt vinovați. Sunt grăbesc, deci ei știu o grabă, dar copiii se nasc cu greutăți. Poate fi și vorba despre radiații. Dar depinde acum de cazuri. Ce te ocupi? Sunt studentă. La ce? Medicină. La medicină? Da. Ai auzit de aceste cazuri de bebeluși fără buric? Da. Acum depinde de caz. Da. Hai că încerc scuze că am tot văzut, sunt în întârziere, am stat și întârziere. Bine, fără.